S-au împlinit 128 de ani de la nașterea marelui arhitect ploieștean Toma Socolescu. Cu această ocazie, câțiva ploieșteni care au dorit să aducă un omagiu s-au strâns azi dimineața la statuia arhitectului din fața halelor centrale. Manifestarea organizată de primărie nu a adunat prea mulți oameni. Totuși, cei prezenți și-au amintit cu drag că locuiesc într-un oraș modelat de imaginația arhitectului Toma Socolescu. În spate avem halele centrale care sunt creația Socolescu. În față avem piața care, prin grija edililor, se numește piața arhitect Toma Socolescu. În stânga avem Palatul Culturii, care este parțial și opera Toma Socolescu. Iar în dreapta nu vedem, dar sperăm ca într-o zi să vedem, pentru că acest bloc cu 7 etaje obturează integrarea celor trei monumente din centru într-un spațiu. Catedrala, turnul și apoi Catedrala Sfântul Ioan din Ploiești, care sunt, să zic așa, creații de bază ale arhitectului Toma Socolescu. Spre deosebire de un cântăreț care compune o muzică și care, dacă nu ne place, nu ascultăm, de un pictor care pictează un tablou, dacă nu ne place, nu ne uităm la el, o casă făcută ne place, nu ne place, ne influențează felul nostru de a trăi. Deci, încercăm și propun orașului Ploiești să considere pe Socolescu un înainte văzător. Moștenirea culturală lăsată ploieștenilor de Toma Socolescu este impresionantă. Arhitectul a proiectat clădirile simbol ale orașului, halele centrale și Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul și a pus bazele Muzeului de Artă Ion Ionescu Quintus și ale Bibliotecii Populare Nicolae Iorga. În 2010, Toma Socolescu a primit titlul de cetățean de onoare post-morte. Toma Socolescu este un norocos. Este un norocos pentru că, iată, creațiile sale, atât materiale, dăinuiesc, cât și cele spirituale dăinuiesc. Iar aprecierea noastră a ploieștenilor astăzi este o apreciere care, după părerea mea, nu vine nici prea târziu, nici prea devreme. Vine într-un moment în care noi avem liniștea să ne aplicăm asupra celor care au lucrat în binele comunității.